Hei, salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod, fraților, de Samp. Da, am revenit de la mare, de la soare, ce dracu. Da, se mai aud sunete de fundal, nu știu cât de tare, dar se mai aud pentru că am geamul deschis. Holy shit, deci până acum n-a trecut nicio mașină, am apăsat F9 să pornesc filmarea, au trecut 20 de mașini, frate, ești nebun. Da, fraților, deci am revenit pe bizona aceea, am pus cerere din activitate, da, nu m-au scos din facțiune, stați liniștiți, n-am luat niciun FV, deci... N-am FV, deci rang 2, trebuie să-mi dea rang 3, pentru că cel să aveți că știu unde stai. Nu știu, dar o să aflu. I will find you, ca ăla din, ca ăla am nisă, ăla din Taken 1, pula mea. Ce dracu, bă. Așa, uai de capul meu, mamă ce-o derapam în cați, aș nu, te rog, nu, nu, Ok, deci vreau să vă povestim un subiect care în ultima vreme este pe Samp România și știți toate grupurile alea de Samp, probabil toți sunteți în grupul ăla. Odată ce jucați Samp, n-ai cum să nu fii, serios, chiar n-ai cum să nu fii în grupuri de Samp dacă nu joci Samp, adică, na. Sper să nu se blocheze filmarea, pentru că acum am dat pe fundal un scan cu antivirusul, pentru că eu sunt obsedat să n-am virus și în pisică, dacă un FPS îmi scade dintr-un joc, adică dacă merge cu un FPS mai prost jocul, gata, reinstalez Windows-ul și formatez tot, deci de-aia dau scan în continuu. Ca să fiu sigur că nu e niciun virus. Și da, hai să vorbim, frate, despre subiectul ăsta de pe Samp România, frate. Că se ceartă băieții. Ba că au intrat controlul de calitate pe nu știu ce. Futu-s, băi, coai, ce n-ai pe greșit cu mașina asta? Așa. Ba că au intrat controlul de calitate și au făcut nu știu ce pe bugget securitate 0, Bizon e de căcat, OG Times e de căcat, Rubie de căcată, OX-ul. Păi serios acum, ce dracu e cu chestia asta? Fiecare joacă unde vrea, dar știu că zic degeaba chestiile astea pentru că... Ce dracu s-a întâmplat cu mașina, bă? Nu. Și știu că zic degeaba chestiile astea pentru că la un prost n-ai cum să-i zici să nu mai fie prost. Când odată ce l-ai făcut prost, nu mai ai ce să-i faci, doar să-l omori. Așa, și după cum vă ziceam, nici arta asta pe Samp România, pe toate grupurile de Samp. Băi, fiecare joacă unde vrea, fraților, nu vă mai certați. Crezi că dacă tu vii la mine în comentarii și mi zici că bug-ul e mai tare, crezi că o să... Serios acum, crezi că o să mă duc să joc pe bugged? Serios acum, fără, nu știu, pentru mine toate serverele sunt la fel, joci pe care vrei, dar având în vedere că haterii majoritatea care fac chestiile astea, care postează chestiile astea, când Bizonul s-a creat prin 2008, ei încă erau la țâță sau încă se jucau prin nisip, sau probabil nici nu se jucau că nu erau născuți, frate, serios acum, fără supărare. Bizon are aproape 10 ani în pui mei. Majoritatea hiterilor n-au 10 ani. Credeți-mă că nimeni mai mare nu cred că se bagă în căcaturile astea. Până în 14 ani, sincer. Dacă vă uitați la pozele de profil astea care postează pe Facebook, până în 14 ani, frate. Și ăia în 14 ani, nu știu ce au să... Păi ce trebuie, cum ai galaxie? What the fuck is wrong with it, bă? Haide, eu acum observ, bă, chestia aia. Ai, nu te rog, nu bubuie. Ia, nu știu, frate, încetați cu prostiile astea, de când am 17.000 de kilometri? Bă, stai, mi-a intrat cineva pe cont, deci cineva chiar se joacă pe contul meu, frate, stai, stați. A câte ori am 397, trebuie să-mi schimb parola. Cineva cred că se joacă pe contul meu, frate. De când am eu 17.000 de kilometri la mașina asta, că aveam 6.000? Hei, se joacă cineva pe contul meu? O, mă rog, nu contează, odată ce nu face prostii, poate să se joace liniștit. Da. Deci, după cum ziceam, fraților, încetați prostiile astea, că nu ajută pe nimeni. V-am zis, majoritatea editorilor nici nu erau născuți când s-a făcut Bizonul. Și mai era încă un meme pe Samp România, și că știți de ce este legal fast connect-ul pe bugged? Că este inutil sau ceva de genul. Man, serios acum, Bizon a avut momente când era full, bugged a avut momente când era full, OG Times a avut momente când era full, toate serverele au momente și momente, frate, ce dracu-i... Ok, deci să vezi așa ceva, mă rog. Serios acum, frate, nu știu, vă certați degeaba. Da, ia uite-l și pe ăsta, mâncați și gura ta. Salut, frate, ce faci? Da, mi-am instalat și eu Shadow Play-ul din nou. Nu l-aveam inițial instalat, am zis că nu are rost, dar am văzut pe panel că s-au făcut câteva posturi și tipii aia n-au greșit, numai că dovezile arătau altceva, plus că mai ies și dovezi falsificate. Am văzut că multă lume acum gen zice sal cf, după aia îți editează ce ai scris și zice muie, de exemplu, și îți face post. Și așa e bine să ai, să fii tu sigur că ai acolo dovada că n-ai făcut chestia aia. Că dacă eu mă duc acum la unul și zic sal ce face ăla, e un jegos, îmi face post, îmi face post, gen editează poza și îmi face post, și pot să-mi iau mare FV.
și mare ori, deci mai bine țin și dublu eu pornit. Și am văzut multe posturi de genul și pe Sam România zicea, și am mai văzut, frate, plozi, că nu pot să le zic acum, că n-au mai mult de 9 ani, care își bagă, frate, un hack de pe net. Gen, uite, era unul care avea, ecco ăsta, stai, oprește-te mașină. Deci, unde e view, unde e mă ăla? Web browser, așa. Avea asta, sub overlight. Știe toată lumea sub-ul, da? Sub overlight. Uite, ăsta e, frate, citu. Ia uite-l, vezi? Și tot dădea cu el, frate, pe... Da, by the way, pe Bizon se detectează fly-ul și alea... Nu zic că pe Bughead... Nu o să fac hate că pe Bughead nu se detectează, dar... Ăla Gabor îmi pare cunosc cu numele, nu știu de unde. Da, deci nu zic că nu se detectează sau ceva, dar... Am cam intrat de la mare, de pe laptop, cu fly-ul pe Bughead și am stat cam vreo 2-3 ore până m-a văzut un player și mi-a dat report, dar nu o să bag chestia asta în discuții, ok? Ce să faci? Da, mai aveam și o chef să mă distrez, ce aveți împotriva, adică stăteam la ora 12 noaptea, nu mi-era somn, cu laptopul în pat și am zis, frate, hai să mă distrez. Și cum pe Bizon nu vreau să-mi stric ceva, pentru că era același IP și am intrat și de la mare pe server și nu puteam să mă duc la aia în cameră să-i zic, fă, schimbă, fă IP-ul, mă, dă-i restart la router, că vreau să intru cu cheat-uri pe Bizon, știi? Nu, frate, și plus că n-aș intra, nu merită, că te detectează în primele 2 minute, frate, ai zburat un pic cu fly-ul și gata, te-ai detectat. Ia o treci pe ăsta. Bă, ce faci, mă, bulangiu? Ai, fată, hello? Stai, că vreau să trolez un pic. Bă, vino, bă, bă, nu, fuck. Ok, deci după cum am zis, fiecare... Ce făcut, mă? Așa, fiecare joacă unde vrea. De ce nu... Ok. Am înțeles, frate. Fiecare joacă unde vrea. Nu vă mai certați, n-are niciun rost. Poate proștii nu o să înțeleagă, pentru că o să fie chiar proști care nu o să înțeleagă și nu știu, deci, mă rog, nu o să înțeleagă unii. Îmi pare rău pentru voi, frate. Dacă nu înțelegi, asta e, dar eu doar v-am zis că nu merită. Și sper să se uite cât mai multă lume și să vă zic, fiecare joacă unde vrea. Știu, deci n-ai, am făcut și video ăla, de unde atâția proști, știți video-ul. Și pur și simplu am... arătat câteva exemple de abonați, de hateri, de ce ei. Cât de proști pot să fie, frate? Deci nu știu, eu nu prea stă așa să fiu genul ăla trist în puii mei, știi? Că doar o viață ai, mă, doar o viață, mă. Deci pe mine mă doare în corp, practic, de orice. Eu mă distrez, nu mă distrez, asta contează pentru mine, știi? Că, da, puii mei, doar o viață ai, așa e. Și că singurul lucru care mă deranjează și mă face să fiu așa depresiv, mă, e prostia, frate. Știu că mulți zic, bă, nu băga în seamă că dacă hrănești prostul, nu-i faci bine. Bă, eu nu mă pot abține la chestia asta, adică când îl văd pe un retard... Mai ales, frate, nu știu. Oricum, orice îi face totul să existe proști, știi, dar... Na, am făcut și video-ul ăla, ei s-o ținut de-a lor, frate. I-am zis, băi, coaie, dați, uite, toți, majoritatea haterilor zic că sunt scammer, da? Ca să au și ei așa ceva, zici că stai de la Observator pe Facebook, frate, cu Denisa. Au luat și ei o chestie despre mine care nici măcar nu e reală. Bine, habar n-am, nu o să mă bag în chestia asta, zic așa, nici măcar nu e reală, frate. Și zic, frate, ești un scammer, jocul, de ce dai scammeri? Am zis, frate, dați-mi și mie o dovadă că sunt scammer, știi? Dați-mi o dovadă că sunt scammer, frate. N-au mai răspuns. Deci, serios, dacă am dat un scam, da? Poți să ai poze, conversații salvate. Când dai un scam, uite, do, cred că doar pe Steam dacă dai scam nu poți să salvezi. Dar bine, faci screenshot atunci, zic așa, da, uite, de exemplu, dacă dai pe Skype, eu am conversații pe Skype din 2012, frate. Pe Facebook la fel, alea se salvează. Arată, frate, și mie o dovadă că eu sunt scammer, serios acum. N-am dat în viața mea, frate, bine, am dat scam-uri, dar n-am dat în ultimii 5 ani. am dat, dădeam cu conturi de Minecraft, frate, știu că am făcut cacofonie, nevermind, dar... Dădeam pe Minecraft, naiba, dar n-am dat în viața mea în ultimii 5 ani, v-am zis și dacă credeți că am făcut chestia asta, dați-mi dovis, frate. Da. Am văzut că cineva pe Ruby și-a luat bana aiurea, cică, habar n-am, frate, adică, automat când faci asta, adică nu te dai bătut, când știi că ești salut, ai fost surprins. Am să-ți acord o amendă, l-o prins pe bo. Ha-ha, l-o prins, bă. Da, eu de obicei când văd că trebuie să-mi ia permisul, dau slash kill. Da, sunt bulanjeu, știu, și normal știi că are voie să-ți ia timp de 3 zile permisul dacă ai dat slash kill. Și eu dau find pe el și când îl văd că se apropie, dau repede slash kill, știi? L-am trecut dată, am trecut, bine, și după aia în alea 3 zile merg regulamentar ca să nu mă mai prindă unul pe radar, știi?
Dar zic așa ca idee, când mă prinde unul, dau find pe el și țin find-ul pe el, frate. Și când îl văd că se apropie, șpac, te-ai dus așa că am o notificare și nu știu de unde. De unde, frate? Nevermind. Ok. Cine mă ăsta? Michael Sătă Laurentiu. Uite-l mă, e mafiot. 216. Aspa, Rifa, băi, lasă băi, ești nebunii, Rifa băiatul. Hai să merg și o să-mi bag aia 30 de cam bancă, cât am? 646, bă, puțini. Dar na, că să vă m-am zis, vreau să-mi iau, adică voiam de fapt, nu știu, bine, oricum trebuie să joc foarte mult, deci asta, asta e clar că trebuie să joc foarte mult, pentru că... te rog, nu, 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 să nu mi-apară ceva, ok, nu mi-apară nimic. RPG Bizon, Bizon, da, hai să vedem. Bam, bam, notificare, post, ceva, n-am niciun post, perfect, sunt de asta. Ce vreau să vă arăt, că nici nu știu ce vreau să vă arăt. În primul rând că am 30 de zile, iai, și n-am făcut raport. Ah, și orele în ultimele, da, în ultima lună, cam așa stau cu orele. Trebuie să muncesc, să dau tare, să-i dau în gură. Da, pentru că mi-a dat crici să am pupă gameaș. Da, va trebui să-i dau în gură cu orele, nu mai intru înapoi pe server. Na, băieți, eu sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut!